cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Se pare că există momente și personaje care atunci când ajung în zona noastră influențează inclusiv rețelele de socializare și legăturile. Din ce motiv? Nu știu, dar noi începem emisiunea, dacă suntem în direct, mergem în direct, dacă nu, ea va fi înregistrată și va fi dată în ciuda rețelelor de socializare. Invitatul de astăzi este domnul prefect Adrian Niță și recunosc că de mult nu s-a întâmplat să nu putem intra în direct din prima. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, atât pe noastră, salutări și celor care ne urmăresc. Să sperăm că au rămas cu noi, dacă nu o dăm de mai multe ori, o facem promovare. Domnul prefect, acum sunteți în emisiunea asta, jumătate prefect, jumătate președinte. Deci discutăm cu prefectura și după aceea discutăm pe partea cealaltă. Jumătate de președinte la organizația PSD, era să scapă porumbelul din gură, să spun altfel, Piatra Neamț, și prim vicepreședinte la organizația județeană. Funcții multe. Da. Uneori sunt prea multe, știți, că mie îmi place și întotdeauna în echipele în care am funcționat, mai ales în cele politice, am avut șansa de cele mai multe ori, poate nu întotdeauna, să am colegi pe care să-i pot numi prieteni și camarazi și să nu ținem cont de funcții. Sperăm că astăzi va întâmpla și la organizația municipală social-democrată de la Piatra Neamț, pentru că, așa cum anunțam și în conferința de presă, nu caut să o populăm cu politicieni, pentru că în decursul timpului s-a demonstrat că așa numiții politicieni, pentru că politician de fapt înseamnă altceva, sunt de cele mai multe ori lipsiți de sentimente sociale și ne referim aici la respect față de ceilalți, care automat înseamnă și respect față de ei, ca reprezentanți ai acestui fenomen politic. Compasiune, empatie și tot ce derivă de aici. De asta sper ca această organizație să fie populată în primul rând de oameni cu caracter, de oameni, spuneam eu, care îl iubesc pe Dumnezeu și, în cazul celor de la Piatra Neamț, la organizația municipală, de oameni care iubesc acest oraș. Acum, eu câteodată mai fac și analiză pe text. Da. Deci ați avut ocazia să lucrați cu oameni politici, prieteni și camarazi și că sperați ca la municipiu să fie aceeași chestiune. Da, de 20 de ani de când am luat contact cu mediul politic, ca să spun așa, am avut ocazia să întâlnesc și oameni care s-au dovedit a fid și camarazi, nu doar colegi de partid. Bun. Deci în momentul acesta suntem pe parcursul drumului spre camaraderie și prietenie. Eu asta îmi doresc, da. Vedem exact cine va reuși. Dar la cum se conturează echipa la municipiul Piatra Neamț, care desigur nu are doar personaje noi, eu cred că o să avem o echipă frumoasă cu oameni dotați, mobilați cu aceste calități despre care vă vorbeam. Acum, dacă am început cu politica, pe aia ne întoarcem la prefectură. Da. Eu nu înțeleg un lucru. Adică pot să înțeleg un lucru, dar mi-e greu să înțeleg cum funcționează. Că, da, rotițele astea la un ceas elvețian, un partid ar trebui să fie ca un ceas elvețian, să aibă rotițe care să funcționeze. Deci dumneavoastră sunteți președinte, da, la organizație. Și există și un coordonator, domnul Dragoș Chitic. Cine e mai pe poziția de decizie? Președintele sau coordonatorul? Exact așa cum vă spuneam, nu-mi place să țin cont de aceste
Dumneavoastră funcții. Nu, dar eu, de exemplu, trebuie să știu pe cine sun când am o problemă care vreau să o lămurească cineva de la PSD, Piatra Neamț. Puteți să mă sunați fără probleme, oricând. Așa cum cred că orice coleg de acolo pe care îl cunoașteți vă poate oferi pe domeniul sau am de înțeles. Activitate sau de expertiză. Am înțeles, dar tot nu m-am lămurit. Vă sun pe dumneavoastră, am înțeles. Și dacă cumva mă sună după aceea cineva și zice, domnule, dar de ce nu l-ai sunat și pe domnul Chitic? Dar cine ar putea să vă sune? Nu știu, purtătorul de cuvânt. Am înțeles că acum noi suntem disciplinați, raportăm. Când vine cineva la emisiune, invităm pe cineva, raportăm la partid. Cu raportările de la partid, toată lumea e obișnuită de mult. Dar parcă, na. Tot în conferință spuneam și a mai fost o ocazie în care vorbeam despre partide și despre ideologii. Știți că putem vorbi de stânga, dreapta, vorbim de liberalism, de extremism, de ateism, cam tot ce se termină cu ism înseamnă ideologie. Adică sisteme ideologice care ne împing la luptă, adică luptă pentru ceva, sunt combative, pot fi bune atunci când sunt necesare pentru a-ți mobiliza propriul activ, pot fi bune pentru a te canaliza pe o anumită direcție, dar în același timp separă foarte mult oamenii și creează bariere. De asta spuneam și în conferință, dacă tot am jucat Hora Unirii acolo la Curtea Domnească câteva mii de pietreni, că e foarte important să eliminăm pe cât posibil aceste bariere și să reușim ca toate formațiunile politice, pentru că mă gândesc totuși că am ajuns marea majoritate dintre noi care populăm spațiul acesta politic din zonă, ca să nu ne extindem și în alte părți, la o maturitate suficientă care să ne facă să înțelegem că nu poți fi iubit nici de 99% dintre alegători, dar în același timp, când e vorba de comunitatea ta, chiar poți să colaborezi atunci când e nevoie. Și de asta e important ca să nu-ți populezi echipa, spun eu, cu mulți politicieni, ci cu oameni. Bun. Asta este idealul. Asta este idealul. De aici, se bine, poate realiza. Putem să-l realizăm. Da. Orgoliile prostești și ura, dezbinarea, nu știu dacă fac bine. Bun, acum orice fel de structură, deci, sau de construcție. Sunt cunoscute pozițiile dumneavoastră în media, în social media în special, dar și în media. Aveți o poziție critică de foarte multe ori cu privire la Piatra Neamț. Personal, eu mă uit și aștept să aveți poziții critice și spre alte zone ale județului, dar asta este fix problema noastră. În ciuda acestor politici critice, există dialog între prefectul județului Neamț și primarul municipiului Piatra Neamț, un dialog constructiv pe probleme? De ce întreb? Pentru că sunt momente în care te întreb dacă acest dialog există sau dacă el n-ar trebui să fie câteodată contondent. În primul rând, ați făcut referire la faptul că adesea poate sunt mai vocal sau atac probleme ce țin de Piatra Neamț. Într-adevăr, sunt pietrean și locuiesc aici și mă afectează și pe mine ceea ce se întâmplă în oraș. În ceea ce privește problemele din alte orașe sau zone, au fost discuții cum au fost și cu cei de la Piatra Neamț. Să știți că nu toate au fost făcute publice, pentru că n-am intenționat să obțin vreun capital politic sau să exploatez momentul respectiv din punct de vedere politic, și pot să vă dau multe exemple. Au fost întâlniri cu cei din primăria Roman, au fost întâlniri cu reprezentanții ai unor OAT-uri, ai unor comune, pentru a rezolva strict niște probleme, fie că țin de fond funciar, fie că țin de altă natură, și am mai discutat despre ele chiar și în emisiunea dumneavoastră, cum ar fi, spre exemplu, cele din cheile Picazului
sau orice altă zonă. Acum, dacă ne referim la dialogul cu cei din administrația pietreană, eu am încercat adesea să-l fac să funcționeze, atât instituțional, pentru că am avut și din acest punct de vedere tot felul de adrese care la fel n-au fost exploatate politic în vreun fel, cele mai multe dintre ele, rămânând în să spunem așa, spațiul nedestinat publicului, pentru că erau instituțional vorbind adrese, comunicări sau tot ceea ce solicitam cerințe de la prefect, de la primărie, pentru a fi puse în ordine. Dar au existat și situații concrete în care la fel am încercat să rezolvăm niște probleme tot fără să le exploatăm din punct de vedere politic. Și vă dau niște exemple simple. Problema grădiniței de la gară, în care, spre uimirea mea, am fost acuzat de conducerea primăriei la un moment dat și chiar într-o discuție cu primarul îmi spunea sau îmi sugera că aș fi instigat eu părinții să participe la vreo grevă atunci împotriva primăriei. Ori eu m-am trezit cu ei în fața prefecturii, pot să demonstrez, pentru că acele ședințe au fost înregistrate, s-au făcut fotografii acolo, au fost și procese verbale de ședință în cazul unora dintre ele. N-am făcut public nimic de la acele ședințe, ci pur și simplu am încercat să-i pun la aceeași masă pentru a găsi rezolvări. Ori și în acel caz și în multe alte situații, chiar asta s-a dorit, o colaborare pentru ca să depășim niște situații complicate pe care pietrenii le întâlneau. Acum, eu înțeleg, a fost și situația parcărilor în care dintr-o dată eram eu vinovat că timp de... Am o rugăminte la dumneavoastră, nu puneți să înzați cuvântul parcării în piață aici la noi. Da. Pentru că s-ar putea să pățiți ce a pățit șeful dumneavoastră de partid. Când a coborât de aici, lumea l-a adevărat, de ce a pus parcometru acolo? Să ia 4 lei pe parcare. De însunești, el ar fi putut să răspundă foarte simplu. A spus că parcarea nu este apanajul primăriei Târgu Neamț și nici a PSD-ului. Eu l-aș fi contrazis dacă eram în piață și l-aș fi întrebat dacă mai este membru de partid domnul Dan Vasile Constantin. Înțeleg că e membru activ, dar nu la PSD. Nu la PSD? Ci în primărie e foarte activ. Dar asta știu. Dar asta e o altă discuție. Iar legat de parcări, și pentru că suntem în zona pieței, o să atingem și acest subiect, așa cum bine spuneți, 4 lei poate însemna pentru cineva care dorește să-și cumpere o pâine mai mult decât prețul pâinii. Asta este o aberație pe care eu am spus-o în emisiune și nu... Dom'le, nu poți... Vine un om să-și ia o sticlă de lapte că vrea el lapte din piață. Nu poți cât să parchezi mașina 2 minute și să sară pe tine unul să spună 4 lei. Este inadmisibil. Nu cred că este normal. Dom'le, pune-o acolo 15 minute, 20 de minute. Omul să poată să ducă. Dacă n-are 20 de minute, își face cumpărăturile și pleacă, bă, fii bucuros că vine lumea în piață și face vânzare. Așa, în momentul ăsta, mai vine lumea în piață. Nu că am rezolvat problema cu camioanele. Da, era o problemă cu camioanele în piață. Dar puteai să o rezolvi simplu. Nu să pui 4 lei de parcare. Apropo, eu vă sugerez, acum o să se supere pe mine viitorul invitat de mâine în emisiune, domnul Carabelea, eu vă sugerez să vedeți hotărârea de Consiliul Local cu tarifele la parcare. Eu sunt curios dacă găsiți acolo abonamente pe un an, pe o lună. Chiar sunt curios. O să verificăm. Deci, problema pieței, cum de altfel problema tuturor piețelor din oraș, este una... Care piețe? Că nu mai există decât asta. Cele care sunt... Aia din Dărmănești este cunoscută pentru faptul că administratorul pieței, mă rog, administratorul, ce e angajat acolo? A fost cercetat vreo 2 ani jumătate degeaba de poliție pentru țigări, în condiții în care toată lumea știe că ăia care vând acolo au contracte cu societatea și sunt ținuți acolo pe niște chestii ciudate. Aia din... Și înțeleg că a fost găsit și nevinovat. Nevinovat, adică nu că vezi, Doamne, nevinovat. În Precista, sau cum se cheamă acolo, piața aia, am înțeles că e un fel de persoană fizică acolo. Deci
tindeți de o afacere dacă de familie, da. Supravegheată cel puțin. Așa. Piața Mărăței, putem să o introducem într-un circuit turistic al ruinelor capitalismului modern și am rămas cu asta. Păi văd că se face totul ca să o închidem. Da, e o mare problemă cu piețele pentru că, mai ales în ultima perioadă când ne-am confruntat cu tot felul de crize, fie că au fost ele energetice, fie că au fost criza refugiaților din Ucraina, de ceva timp ne confruntăm și cu o criză alimentară și cred că era benefic pentru toți cei din Piatra Neamț, atât pentru ei cât și pentru comercianții și producătorii din zonele limitrofe, să poată să ofere locuitorilor din oraș posibilitatea de a cumpăra marfă proaspătă fără a fi intermediată de către alți comercianți. Marfă sănătoasă, în primul rând, nu doar proaspătă, și la prețuri bune. Adică susțineai un pic și această economie de subzistență, să-i spunem, a celor care o produc, dar dădeai posibilitatea și pietrenilor să cumpere hrana Domnul asta. Prefect, mai ales că, mă scuzați, promisiunea a fost că se vor reabilita aceste piețe, nu s-a făcut nimic. În Piața Mare am avut niște solicitări de la comercianți care sunt foarte nemulțumiți, adică o tarabă ajunge să coste și 1600 de lei pe lună, o tarabă de 1,20 m pe 70 sau 80 de centimetri. La raionul de carne acolo, spațiu destinat pentru vânzarea produselor din carne și a preparatelor din carne, în jur de 8.000 de lei cu tot cu utilități. Îmi povesteau, nici nu știu, cred că între timp a și plecat doamna de acolo, pentru că îmi povestea că va pleca în Irlanda, nemai reușind să-și plătească aceste, deci să-și țină mica afacere pe picioare. Nu e nimeni mulțumit sau foarte puțin în piața asta, cum de altfel acest sentiment începe să cuprindă cam toți locuitorii orașului. În condițiile în care eu mai povesteam, înțeleg, sunt multe proiecte, sunt felul în care se implementează ele și în care reușim să le ducem la finalitate și cu ce costuri, desigur, implică o altă discuție mult mai amplă, pentru că și aici vorbim de un dezastru care se prefigurează, dar deci vă spun eu că în momentul ăsta, foarte, foarte în momentul ăsta se vorbește de un 46 de milioane pentru lucrări care nu sunt eligibile. În realitate, părerea mea că se va ajunge undeva la 60-70 de milioane lucrări. Deja este foarte mult pentru niște lucrări care s-ar putea să dovedească că nu aduc atâta bunăstare și confort cum ar fi trebuit să se întâmple. Aici e o discuție întreagă. De asta aici zic, ne discuție care două zile să discutăm, pentru că sunt și argumente pro și contra. Că proiectul, cel puțin cele pe mobilitate, pentru care s-a obținut finanțarea și erau, dacă nu greșesc, 98% fonduri europene. Da, 2%, și 2%. Da, cu termen până la 31 decembrie anul trecut, cu siguranță toate diferențele le vom plăti din banii noștri. Nu. Aici este o discuție. De asta am zis. Chiar ieri am spus că, domnule, trebuie să judecăm corect toate lucrurile. Am criticat pe Consiliul Județean și APA Servu că au pierdut POIM-ul. Ei au spus, domnule, nu l-am pierdut, ci că îl fazăm. Nu fazezi niciun POIM. Banii care nu i-ai cheltuit în POIM se duc în altă parte, îi cheltui de acolo, dar îi pierzi acolo. Deci tu, practic, ai pierdut suma aceea. Chiar dacă o cheltuiești din exercițiul următor, așa e și aici. O parte din lucrări trec în exercițiul financiar următor. O parte. Dar tot rămâne o sumă imensă pentru lucrările neeligibile. Și aici este o întreagă discuție, dar poate odată facem o discuție exact pe subiectul ăsta cu mai mulți, ca să avem mai multe opinii. Apropo de piață, că ați deschis un subiect pe care eu îl urmăresc de ani de zile. Poate și dumneavoastră, ca prefect, aveți posibilitatea să îi chemați pe cei de concentratele de resort, da, și să îi întrebați. Domnule, hai să vedem în piața asta. Care sunt reglementările în lege, că legea ce există în România, pentru producătorii din piață? După care,
câți producători din piață se încadrează în acele reglementări? Aici cred că cei care oferă acele certificate de producător, de prin primărie... Păi vedeți, așa ajungem la prefectură imediat. Aici așa. E problema lor. Așa. Mai este o problemă. Cum la fel a fost și problema celor din acel birou celebru care se ocupă de gestionarea relațiilor cu asociațiile de proprietari. Exact. Unde ajungem la ani de zile de neplată al unor datorii, exact, care îi afectează pe alții care își plătesc la zi. Și atunci te întreb care e rostul acestui birou. Dacă n-au insistat la președinții acestor asociații, în fiecare zi, domnule, ți-ai dus bani? Adică cum poți să ajungi să ai 10 ani de zile în care nu ți-ai plătit datoriile? Vedeți? Și cineva să încaseze salariu pentru... eficiența administrației în anumite lucruri. Și spuneați de o tarabă de un metru la 1600 de lei. Ei, eu vă spun că socotelele nu se fac așa. Deci, cunosc foarte bine problema. Sunt anumiți oameni care au o tarabă de un metru, da, și ocupă 6-8 metri. Știu ce vreți să spuneți. Este vorba despre marfa pe care o pun și în fața și o expun și în fața tarabei, dar marea lor majoritate, acești oameni care, și nu mă refer la cei care intermediază marfă, care asta sunt foarte mulți. Asta e problema. Acești oameni producători sunt nevoiți să-și cumpere, să-și achiziționeze, să închirieze două, trei tarabe. Da. Și atunci plătesc și 5.000 de lei, pe da, adică 1.000 de euro, da, să ai 3 tarabe. Dar noi în piață avem, piața acolo mare, pe tarabe, mult. Noi pe tarabe, în piața mare... Chiar dacă avem, ei ocupă într-adevăr, da, încă probabil 2 metri pătrați în plus. În piața mare avem în câteva cazuri adevărate magazine. Nu sunt, eu vorbesc pe tarabe, nu vorbesc în magazine. În piața mare avem, dacă e adevărat ce îmi transmit producători de pe acolo și cei care au tarabe închiriate comercianți, avem și personaje care prin intermediari ocupă câte 15 da, tarabe și puncte de vânzare. Exact. Și atunci te întreb dacă nu cumva toată starea asta de nemulțumire este câteodată întreținută chiar de aceste personaje. Pentru că știți cum e? Eu dacă merg în piața acum, și merg des, că asta e situația, eu vă spun că mai mult de 10 producători nu găsim în piață. Producători. Nu cu certificate de producători. Producători. Am înțeles. Am 50% pe care pot să-l dau la societăți comerciale. Băi, dar nu sunt în neamț producători? Ba, sunt. Dar când vin, odată, păi, de două ori, li se pune, ia, hai că-ți cumpăr eu toată marfa. Știți ce se întâmplă? Că mai vorbeam cu cineva și sunt care n-au văzut în viața lor o oaie și care vând brânză și urdă și produse derivate. Cunosc un, cunosc un președinte de Consiliul Județean care a făcut așa o coreografie senzațională și când era președinte, un domn care era cu licurici și cu lumina de la capătul tunelului, s-a dus să a vizitat și președintele respectiv a vrut să-i arate că el știe cum să mulge vaca. Și s-a așezat în spatele vacii și a băgat mâna printre picioarele din spate ca să ajungă la uger. Așa că avem exemple clare. Asta e vorba și asta vă spuneam. Sunt foarte mulți oameni pe care nu-i controlează cei care oferă acele certificate de producător și care nu pot demonstra că ei produc marfa respectivă. Ori cei care muncesc cu adevărat, fermieri, agricultori și... Ăla mic care crește 10 pari... Nu are posibilitatea să-și vândă marfa. De asta eu cred că într-un oraș în care, vorbind pe multe aspecte, dar avem din 79.000 de rezidenți, persoane care fizic trăiesc în Piatra Neamț, 29.000 spre 30.000 de pensionari. Ori 16.000 de tineri care, până în 18 ani. Care sunt actiați după smart. Și care, nu, primii, da, vorbesc, care sunt actiați după smart și obligați să-și plătească online taxele ca să beneficieze de o bonificație de mai 2%. Mare, mai mare decât dacă se duc la taxe și impozite. Adică dacă se poate să-i ținem pe vârstnici ăștia în casă, pentru că oricum pe străzi nu mai pot circula din cauza șanturilor și a lucrărilor, să nu le mai oferim posibilitatea nici măcar de a socializa prin piață, unde n-au bani să cumpere și posibilități pentru că vând samsarii, la taxe și impozite, dacă stau și ei să facă o plimbare, să-și plătească, cum fac sârguincios și conștiincios în plătesc fiecare mai, mai mult cu... Plătesc mai mult, adică din plin îi ajută administrația pe toți acești
aproape jumătate din populația orașului, care nu beneficiază de mare lucru, adică 29.000 de pensionari și 16.000 de copii, dacă astăzi ies din casă în Piatra Neamț, în afară de mall, copiii, care la fel nu le oferă decât o zonă de food court cu produse nu prea sănătoase pentru și pentru cinematograf. Ei. Și cinematograful, la care, sincer, nu știu câți au bani să meargă, pentru că am văzut, au niște prețuri nu prea accesibile pentru niște tineri din Piatra Neamț, nu prea le oferă nimic în condițiile în care avem baze sportive neexploatate sau în paragină. N-avem în primărie un serviciu care se ocupe cu recrutarea lor, cu antrenarea lor. Adică eu mi-aș dori ca... Un agregator. Orele 14 și 18, când ajung acasă, dacă știu că a ieșit copilul de la școală, să pot să-l trimit la un club al copiilor, să pot să-l trimit să facă sport și să știu că cineva are grijă de el, cum era, cum se întâmpla înainte. Pentru că avem unde să facem acest lucru. Dar nimeni nu se ocupă de asta. Într-o primărie care trebuie să ne amintim că pe perioada unui mandat consumă cam 40 de milioane de euro doar pentru salarii. Cred că e cam mult pentru ceea ce oferă. Primăria Piatra Neamț nu are cheltuieli. Din punctul meu de vedere, poate să dea și 100 de milioane salarii cu o condiție. Acele 100 de milioane să se vadă în lucru care este pe teren. Dacă eu plătesc impozite normale, ok, și consider că pentru impozitul ăla, când ies din bloc, găsesc pavelele alea sau ce or mai fi în ordine, curățate, așa, parcarea cât de cât, care mai sunt, cât de cât ok, și știu că îmi plătesc dările, iar primăria, când se întâmplă ceva, intervine, este ok, n-am o problemă. Adevărat, doar că în Piatra Neamț o situație mai specială. În ce sens? Primăria nu are cheltuieli legate de biblioteca orașului, pentru că este la Consiliul Județean. Primăria nu are cheltuieli legate de partea de sănătate. Primăria nu are cheltuieli legate de partea de muzee. Suntem oraș turistic. Nu are pe cap această cheltuială. Este tot la Consiliul Județean. Societatea de transport în comun este tot la Consiliul Județean. Asta este o mare prostie. Și atunci, întrebarea este pe ce se duc banii. Dacă nici măcar curățenie nu avem în oraș, dacă suntem surprinși uneori de episoade de zăpezire care în oraș n-ar trebui să se întâmple. Apropo, domnul prefect. Nu e viscol în oraș, nu ne întâlnim cu situații din, domnul prefect, din câmp. S-a discutat vreodată într-o ședință cu prefecții? Întreb și eu așa. Bă, oameni buni, hai să facem o situație cât ne costă de zăpezirea la nivel de județ, că nu e vorba de oraș, la nivel de județ. Și dacă nu cumva se aruncă bani pe dezăpezire în mod aiurea? În ceea ce privește dezăpezirea, e clar că sunt niște chestii care ar putea fi, să spunem așa, îmbunătățite. Optimizate. În primul rând, au existat în trecut situații, acum la Neamț cred că nu se întâmplă, dacă sunt bine informat, când o altă societate din alt județ câștiga acest contract și apoi subcontracta celor de aici. E clar că diferența de bani era în plus. O cheltuială în plus. Apoi, modul în care se fac plățile, înțeleg de la acești operatori, că se fac cu întârziere, pentru că ei prestează aceste servicii și își încasează banii după câteva luni, cu anumite obligații de a bloca o anumită flotă de utilaje pe toată perioada sezonului rece, de a-și face stocurile de sare și material nisip. Antiderapant, adică sunt niște costuri pe care ei le au și... Eu altceva vreau să vă zic. Eu am avut odată curiozitatea să iau un an cu zăpadă. Oricum, iarna am mai discutat. E ca vara, un anotimp care nu ne aduce aproape niciun beneficiu. Din punct de vedere economic, nu putem să investim, nu putem construi, avem cheltuieli cu dezăpezire,
răcim. Eu zic să le eliminăm. Da, e un anotimp care nu ne aduce mai beneficii economice. Eu altceva am întrebat. Ai un an cu zăpadă și ai un an fără zăpadă. Dacă te uiți la cheltuieli... De obicei vine prin aprilie, cum a fost anul trecut, când am avut când ești în afara contractului. Când am avut cod roșu, da. Când ești în afara contractului și te costă altfel de zăpezirea, da? Și dacă faci un calcul, în anul cu zăpadă de zăpezire, te costă cam la fel ca în anul fără zăpadă. Mie mi se pare un contract făcut prost. Știți ce se întâmplă? Aceste episoade de fenomene extreme, ca să le spunem așa, cum s-a întâmplat și în aprilie când te surprind două, trei zile, dar cum am avut și acum recent unul, în care... Deși n-am avut nici măcar cod portocaliu, dar pot să vă spun că au fost zone în județ cu probleme din cauza viscolului, da, clar, și a intensificărilor vântului. În primul rând, e celebra, iarăși au fost surprinși. Din fericire, în Neamț nu prea am fost surprinși, dar în general, ceea ce nu înțeleg mulți este că nici măcar legal n-ai suport ca să poți să intervii atunci când este viscol. Pentru că normativele spun că în anumite condiții nu este eficient să intervii pe drumul. De asta se întâmplă uneori ca în condiții extreme drumarii să nu poată să facă față așa cum ar fi așteptările celorlalți participanți la trafic. Dar s-au modificat și anotimpurile, după cum bine spuneați. Ajungem să avem zăpezi și episoade din acestea în extra sezonul obișnuit cu aceste fenomene și toată lumea încearcă să-și facă datoria, dar conform legii trebuie să blocheze acele utilaje pe toată perioada sezonului și să aibă la dispoziție ofițeri de serviciu, oameni care să deservească utilajele la orice oră, să le asigure condiții de odihnă, de masă uneori. Și asta înseamnă costuri pe care până la urmă le suportăm toți. Da. De asta spun că e un anotimp care din punct de vedere economic nu ne aduce niciun beneficiu. Bun, am înțeles. Eu propun să vedem cum facem. În afară că e frumos de sărbători. Bun. Acum, ca prefect, aveți o privire asupra întregului județ. Aveți și informații care vă vin din diferite zone, inclusiv serviciile de concentrate. Îmi place foarte mult asta cu servicii de concentrate. Eu aștept să concentreze. Că, nu știu, sunt de concentrate de foarte mult timp, în multe domenii. Deci, aveți... Așa, care este privirea? Care este, să spun eu, imaginea pe care o oferă județul Neamț din punctul de vedere al reprezentantului guvernului în teritoriu? În primul rând, n-am avut situații deosebite în ceea ce primește. Nu mă refer la situații deosebite, domnule președinte. Pe mine mă interesează viața aia normală. Cum o percepe reprezentantul guvernului în județ? Că mi-ați spus, la Piatra Neamț avem atâția pensionari. Probabil că situația asta o regăsim și la nivel de județ. La țară avem niște probleme. Nu știu cum a fost recepționată în prefectură mișcarea fermierilor în Neamț. Eu vorbesc aici nu ca mișcări pe stradă, ci ca profunzimea fenomenului și a cauzelor lui. Pot să vă spun că am fost chiar acolo, în miezul evenimentelor, ca să spunem, pentru că eu înțeleg, mai de mult am cochetat și eu, dacă e să vorbim strict de fermieri. Hai să vorbim că dumneavoastră aveți studii de industrie alimentară, dacă nu mă înșel, făcute la Galați. Singura și controlul calității profesorale. Singura universitate sau facultate, ce e acolo, universitate, parcă. Universitate. Singura și... universitate de profil și una care este bine văzută în cel puțin în zona balcanică, Europa. Da. Zona asta au fost foarte, foarte mulți oameni care s-au pregătit acolo și care au performat în domeniu. Dar dincolo de asta îi înțeleg pentru că am încercat și eu cu ceva timp în urmă să fac ceva pe această zonă și am fost acolo să discut cu dumnealor. Într-adevăr, sunt probleme pe care le reclamă, unele dintre ele reale,
cele mai multe dintre ele. Unele exploatate ca în orice an electoral cu o anumită tușă trasă, dar e clar că peste tot în orice domeniu, dacă e să facem referire, se pot face îmbunătățiri. Și au fost în decursul timpului, în ceea ce privește salarizările, o problemă care, să recunoaștem, creează probleme în ceea ce privește viitorul, în primul rând, pentru că dacă e să ne referim strict la problema medicilor, spre exemplu, și a cadrelor sanitare, care în trecut erau cu niște salarii foarte mici, derizori, și îi împingeau să plece în străinătate, odată cu creșterea salarizării s-a mai stopat un pic acest fenomen. Apoi, nu știu profesorii... Nu știu dacă au crescut proporțional și șpăgile. Asta e o altă discuție și, din păcate, după cum vedem și în zilele noastre, lăcomia umană îi împinge pe unii să facă gesturi care îi pun, zic eu, în pericol, atât din punct de vedere al integrității lor sociale, ca să nu spunem altfel, și ceea ce creează privește, un curent. Și în ceea ce privește statutul lor, iar atunci când condiționează actul medical, cred că dau dovadă că n-ar fi trebuit să facă acel jurământ al lui Hipocrate și să îmbrace haina de medic, pentru că n-au vocație pentru așa ceva. Dar vorbeam despre salarizare, s-a mai stopat un pic fenomenul în momentul când salariile lor au ajuns cumva la nivelul celor din vestul Europei. Profesorii, la fel, toată lumea, aici e o altă discuție care se poate face mai amplu. Vorbim de un sistem de învățământ neperformant, spun unii. În același timp, profesorii au avut salarii foarte mici și, în continuare, părerea mea este că ar trebui să crească, poate, și auzeam nu cu mult timp în urmă pe domnul profesor Borțun, care vorbea despre acest fenomen și spunea, domnule, ar trebui să crească de 3-4 ori salariile, și are dreptate, pentru ca profesorul să poată să-și facă datoria și menirea lui, adică să aibă timp și resursele necesare pentru a nu-și consuma timpul cu meditații, poate acasă, și să poată să se preocupe de elev la școală, acolo unde trebuie și cât trebuie, să nu fie stresat de alte probleme pe care le are din cauza lipsei de bani. Și mai important, pentru că această creștere a nivelului de salarizare poate nu-ți va oferi în 2-3 ani un sistem de învățământ performant, dar va atrage oameni valoroși care în 10-15 ani ne vor duce acolo unde ne dorim, din acest punct de vedere. Ei, peste tot se întâmplă același lucru, pentru că plecăm de la premisa că ne dorim oameni, în primul rând, să fie de bună credință, corecți față de și ei pricepuți. Și pricepuți. Ori, în momentul de față, vorbeam de prefectură, am 35, cred că, de salariați acolo. Trebuie să ne ocupăm de un județ întreg. 35 însemnând și șoferi și... Femeia de serviciu. Adică, da. Cu un nivel de salarizare foarte mic, abia acum s-a dat o ordonanță și vor crește salariile la nivelul celor din SGG, din Secretariatul General al Guvernului, spun ei, dar nu mai mult decât în MAI. Și după calcule, înțeleg, făceau colegii niște calcule că o să le crească cu aproximativ 500 de lei, adică tot foarte puțin. 500 de lei, iar dacă cumva depășesc un prag de impozitare, s-ar putea să câștige mai puțin decât. Da. Adică peste tot ne întâlnim cu această problemă, pentru că vorbeați de servicii deconcentrate și instituțiile deconcentrate, în foarte multe dintre ele, și tot spun acest lucru nu de ani de zile. Oameni. Nu sunt oameni. Și faptul că consiliile județene, primăriile, oferă posibilitatea unor specialiști formați în timp, cu experiență și buni profesioniști, să vină acolo, să găsească un mediu de lucru, să spunem noi, mai relaxat, cu mai puține responsabilități și plătit mai bine, îi demotivează pe aceștia și îi mută din această zonă unde chiar avem nevoie de ei, în zona administrației locale, unde... Să mă scuzați, domnul prefect, dar lucrurile astea
nu le poate rezolva nici Bălănescu, nici ar putea cumva așa la un nivel. Eu tot transmit tot felul de hârtii de ani de zile. Problema este, știți? Întotdeauna este. Și de asta spun, și mai vorbeam că acum, dacă toți suntem la discuția asta în care atinge mai multe teme și una, să spunem, relaxată pe subiectele astea, eu cred că ar trebui ca în orice proiect să existe și viziune. Ori de foarte mulți ani de zile nu s-a gândit nimeni în primul rând la ce posibilități avem, unde ne situăm, cu ce lucrăm și ce ne propunem. Adică dacă am fost o țară care în trecut eram grânarul Europei și încă mai stăm bine la acest capitol. Dacă am fost o țară în care în trecut am avut bursa grâului în perioada interbelică la Brăila, avem nenumărate posibilități. Acum avem pod. Din punct de vedere, avem și pod acum, da. Din punct de vedere al tot ce înseamnă turism de la Delta, care este o minunăție, până la munți și absolut tot ce e necesar ca să poți să dezvolți serviciile de turism. Avem niște resurse pe partea de IT, tineri foarte inteligenți. Ar trebui să ne axăm pe niște domenii, cum spun, că ar trebui să se întâmple și în Piatra Neamț, și o să vă spun de ce, pe care să le exploatăm și pe care să le dezvoltăm. Pentru că împărțind resursele pe foarte multe zone, nu o să realizăm nimic decât o să cârpim an de an ceea ce nu o să ne aducă niciun beneficiu pe termen lung. Dacă ne referim la Piatra Neamț, un cadru natural superb cu posibilități fantastice, pe partea de monumente suntem al doilea județ din țară, ca, dacă nu greșesc, după Suceava și ca număr de monumente, sau al treilea, și al doilea ca densitate raportat la suprafață, adică niște posibilități extraordinare pe care nu le fructificăm. Bicazul, Iazul, lacul Bicaz, care poate oferi niște posibilități de a dezvolta servicii de turism fantastice. Avem tot ce ne trebuie, tot ce ne lipsește este o viziune, pentru că în 2024 nu mai putem să apărăm în fața oamenilor să povestim despre borduri, despre asfalt, despre pavele. Trebuie să vadă oamenii și altceva. Oxford, Cambridge, orașe cu populația 120.000, 130.000, cu 20 ceva de mii de studenți. Trebuie să găsim și noi ceva la care ne pricepem și să devenim foarte buni în asta, să devenim unici, să redevenim perla Moldovei și să putem să oferim senzația măcar și o stare de bine celor care locuiesc în orașul acesta. Domnul prefect. Și avem tot ce ne trebuie pentru asta. Domnul prefect. Din 1990 până acum am văzut tot felul de oameni care s-au perindat, mă rog, nu pe acest scaun, ci pe scaunul din fața mea, în emisiuni din 96 până acum, la ziar. Am auzit de atunci, noi trebuie să valorificăm potențialul turistic. Și facem turism, facem cu tare. Dom'le, n-am valorificat nimic. Ne-am bătut joc de ce am avut. Că nu, industria Neamț nu merge. Fals! În momentul acesta avem unități industriale în Neamț de top. Multe dintre ele necunoscute publicului larg. Sunt oameni care lucrează și își fac treaba. IT. Păi noi am avut centru teritorial de calcul care avea niște programe care erau preluate în întreaga țară, de contabilitate, de, mă rog, tot felul de chestii. Deci nu suntem, ca să zic așa, proștii României. În schimb, facem tot ce putem, la nivel politic, la nivel administrativ, să devenim dorei în ceea ce facem. Și aici ajung la prefectură. Domnul prefect, văd tot felul de pozne, tot felul de hotărâri de consilii locale, poznașe. Deci, cum trec astea? Eu nu pot să pricep.
Păi, în marea lor majoritate, știți că e acel termen de 6 luni în care pot fi atacate. Aici, dacă e să discutăm, revenim iarăși la faptul că sunt 35 de salariați în prefectură, din care la serviciu juridic, în funcție de concedii sau... 5 sau 4. Da? E foarte dificil. În fiecare zi se emit între 100 și 200 de documente de la prefectură. Nu e o muncă ușoară pe care acești oameni o fac. Întotdeauna pot exista scăpări, dar de fiecare dată când ele sunt semnalate, se intervine asupra lor. Eu vă dau în general, nu se întâmplă. Eu vă dau două exemple care pe mine mă fac să mă întreb dacă mai există în statul român lege. Unul, în municipiul Piatra Neamț, atât de drag și dumneavoastră și mie, și doi, la nivel de județ în municipiul Roman. Pe vremuri, era primar, dacă nu mă înșel, un parlamentar, domnul Leoreanu. Și s-a dat o hotărâre de Consiliul Local la Roman, prin care s-a luat decizia să se pună gunoaiele într-o groapă de gunoi neconformă. Trecem peste faptul că Consiliul Local nu avea atribuțiuni în sensul ăsta. Dar hotărârea a mers înainte, nu știu dacă era dumneavoastră, dar cred că era doamna era altcineva prefect. S-a scris în presă. Nici o problemă. După care, recent, am aflat cu stupoare și am semnalat lucrul acesta, inclusiv ministrului mediului, că la Piatra Neamț s-a închis groapa de gunoi, care era conformă, după toate regulile, însemna mai puțin bani pentru firmele și populația din Piatra Neamț cu depozitarea gunoiului, și s-a închis așa dintr-o dată. Păi, pac, s-a închis. De ce? E fapt unic în lume. Să închizi o groapă de gunoi cu toate aprobările necesare, dar eu n-am văzut reacții. Ar fi trebuit să văd erecții de la partidele politice, să-și dea mâna cu toții, cu sau fără poluții, dar să facă ceva, să zică, băi, ne legăm cu de gardul de la Ministerul Mediului. Hai să vedem cine a fost tâmpitul, cretinul, idiotul, nesimțitul, care a decis închiderea acestei gropi de gunoi. Că erau niște pământ alături care erau amestecat. Păi băieți, groapa e groapă, pământul e pământ. Dacă noi am dat că nu se putea acolo. De ce? Pe mine, locuitor al municipiului Piatra Neamț, m-ai consultat? Eu vă spun că sunt în stadiu să fac o scrisoare deschisă pe care să-i invit, la care să-i invit să semneze în următoarea ordine. Prefectul județului, subprefect, primarul municipiului Piatra Neamț, Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț, consilieri, Consiliul întregului, viceprimari care sunt membri în Consiliul respectiv, parlamentari PSD, că sunt cei mai mulți, parlamentari PNL, parlamentari AUR, șef de partide politice din Neamț. Și vreau să văd și eu cine semnează și cine nu semnează această hârtie care să ajungă pe mâna domnului ministru de la Bacău al mediului, domnului de la Buzău, care este șeful guvernului, domnului Ciucă, nu știu unde e născut, care este președintele Senatului, și domnului Iohannis de la Sibiu. Și să văd și eu dacă parlamentarii și șefii de partide și cei care sunt prin instituții își asumă să ceară o anchetă, să vedem și noi de ce s-a închis groapa asta de gunoi, care sunt costurile pentru municipiul Piatra Neamț, și să văd și eu dacă un avocat isteț să încumetă, să deschidă o acțiune colectivă a firmelor din Neamț și a populației din Neamț pe acest subiect. Mie mi se par lucruri inadmisibile. Nu știu cum au fost recepționate aceste chestii în prefectură. Păi, fără să am multe date, știu de la momentul respectiv că cei de la APM, de la Agenția pentru Protecția Mediului, și cei de la Garda Națională de Mediu reclamau faptul că primăria nu și-a dus la îndeplinire niște
responsabilități pe această zonă și n-au respectat termene repetate pe care le-au primit din partea acestor instituții. Adică, contrar a ceea ce se vorbea că sunt vânați sau că cineva le poartă de grijă doar pentru a-i șicana, înțeleg că au avut, dacă rețin eu bine, mai mult de un an și ceva, un an și jumătate, de remediat. Domnul niște aspecte. Eu știu foarte bine ce s-a întâmplat. Au venit niște comisari, avem comisari, care ori acuză, ori sunt împușcați, ori mai au un ultim cartuș înainte de alegeri. Prin 2018. Și au zis, domne, zice, la reclamație. Nu știu dacă anonimă, dar dacă era anonimă, o semnat-o toți. Și au venit și au zis, domne, zice, aici aveți niște pământ, care nu este pământ, de fapt, e amestecat cu restul și cu nu știu. Asta este o realitate, să știți. Acolo și... sunt 50 de mii de metri. Eu n-am zis că nu. N-am zis că nu. De deșeuri care au fost declarate ca fiind exact. Compost, dar ele sunt mai mult rezultate din construcții. Corect. Sau de orice. Eu nu contest lucrul acesta. Și zice, din cauza asta, închideți groapa. Nu, prima dată a zis să dispară alea de acolo. La vremea aceea era coordonatorul organizației dumneavoastră, primar. Bineînțeles că n-au făcut nic. A trecut în mandatul următor. Funcționarii din primărie au tratat problema la diverse. Lasă-mă că nu ne închide nimeni în groapa. Când a ajuns la executivul primăriei problema, era clar pentru orice om cu capul pe umeri că primăria nu avea posibilitatea în 2020-2021 să relocheze acel gunoi. Dar s-a închis groapa, acum, de curând. Nu întreb eu de ce au fost așa de zeloși cei de la APM în condițiile în care n-au fost atât de zeloși cu gropile neconforme care există în Roman și în Târgu Neamț. Și de ce nu s-a găsit o soluție prin care depozitul să fie folosit până la închiderea lui și să amendeze primăria cu 5.000 de lei pe zi pentru faptul că nu și-au făcut treaba aici? Că dacă vrei să găsești soluții, le găsești. Adică să plătim tot noi amenzile. Eu nu discut. Și după aceea să mă îndrept împotriva nesimțiților, nemernicilor, proștilor, tâmpiților care au făcut hârtie din primărie să spună celor care se ocupau de gunoi, depuneți acolo că există această hârtie făcută. Și atunci, eu vă întreb, eu să fiu cinstit în locul prefectului de Neamț, m-aș enerva. Și a zice, băi, ia să văd eu care-i treaba acolo. Să văd eu de ce groapa asta de gunoi putem să o asemănăm cu o zonă cu manipulite. Să ne referim la o zonă în care mafia italiană este foarte prezentă la gunoaie. Și m-aș enerva. Nu știu dacă v-ar ajuta pe ceva. Este exact aceeași situație, pentru că vorbeați despre acei oameni care au eliberat acea hârtie și care în timp au tot lăsat să treacă aceste termene și care, despre care vorbeam că încasează zeci de milioane de euro pe salarii și care au făcut să întârzie și construcția acestui pod de aici din zona spitalului, pentru că nu s-au gândit înainte să prevadă și să ceară aviz pentru construirea acelei rampe de a coborî în Albia Cueștiului pentru a se putea face lucrările. Și s-a întârziat și acolo 2 săptămâni pentru eliberarea acelui aviz modificator. Tot acei oameni. Pentru că tot acei oameni nu s-au gândit la același pod de a mai stat încă vreo 2-3 săptămâni cu întârziere. Că nu aveau autorizația de demolare. Și să modifice apoi proiectul, să facă ajustări în proiect. De aici pleacă toate. Pentru că, exact ce vă spuneam, când sunt foarte mulți care stau bine, nu mai răspunde nimeni. Apropo că ți-am amintit de poduri. Vă rog să verificați ceva. Că aveți posibilitatea asta. Am înțeles că avem o axă de transport. Da. Nouă. Margineni... Axa 3, care include celebra stradă Izboare, așa. Preluată de la primărie, pentru da, că rămăsese... Da. Bun, acea axă 3. M-a sunat cineva și mi-a spus, dom'le, este posibil ca pe un axă din asta recepționată să avem pod cu restricție
de circulație pe el, la pod modernizat. Am înțeles. Chiar vă rog să verificați. Să eu sunt foarte curios dacă există această situație. Mie mi se pare absolut inadmisibilă dacă există. O să verific. Nu-i dau credare. Natura restricției și unde anume. De greutate. Uh-huh. De greutate. Dar podul fiind refăcut și am înțeles că sume destul de bune. Verificăm. Chiar sunt curios. Un chiar sunt curios. Răspuns chiar azi. Deci, revenind, aveți dreptate. Avem oameni care nu-și fac treaba. Și am dat un problema exemplu. Problema e că cei care și-ar putea face treaba, fie că vorbim de primărie sau oriunde, sunt demotivați. Că dacă îți vine o pilă care vezi că stă toată ziua cu șeful la țigară și la cafea și cântă în ureche și poate să plece la ora 2 când tu stai până la 4 și jumătate, sau te mai și bârfește, sau se laudă cu munca ta, sau are anumite alte beneficii, normal că nu-ți mai vine nici ție să muncești pentru alții când ești luat și de prost și umilit. Da. Și aia bun din primărie care ar putea să muncească, pentru că acum avem sute la o populație la aproape jumătate din cât era înainte, când aveam 90 de angajați în primărie, fără digitalizare și tablete și tot suportul ăsta tehnic. Dar oamenii sunt demotivați. De ce să mai muncești? Dacă vine colegul, după ce și-a dus copiii poate la grădinița amplasată tot printr-un sediu al primăriei, dacă e adevărat ce să discuta pe atunci, ca să dăm doar un exemplu. Deci că vă spun eu, era la Urban, o chestie făcută pentru niște oameni din primărie. Și atunci cum să mai muncești? Ce motivație? Era un fel de after school administrativ. Da. Dar când am întrebat, ni s-a spus, nu există așa ceva. Nu. Deși sunt camere de luat vederi în curte, care puteau să spună, băi, să uita unul pe ele, băi, o veni cu copii, când o intra copilul, când o pleca copilul. Da, mă rog, domnul prefect. Astăzi o să verific ceea ce ați semnalat. Vă mai spun un lucru. Și vă mai spun un lucru. Cum să fii tu motivat ca angajat într-o instituție, de exemplu, la un centru din ăsta nou construit într-o localitate, s-au făcut angajări. Eu așa știu, ca să poți face angajări la o instituție de genul ăsta, trebuie să ai personalitate juridică. Personalitatea juridică a fost obținută, să spunem, în ianuarie și concursul a fost în noiembrie-decembrie. Deci, chiar nu s-a sesizat nimeni pe tema asta? La care centru vă ziceți? Nu știu. Și un centru care au angajat în noiembrie-decembrie. De asta vă întreb. Deci un centru din ăsta în care s-au investit mulți bani, în care s-au dat salarii pe bani europeni, dar nu existau clienți. Acolo nu aveai cu cine lucra, dar făceau antrenamente unii pe alții, își făceau reflexoterapie, kinetoterapie, își făceau alte terapii. Nu mai țin minte cum se chemau terapiile, le-am uitat. Era o doamnă care le-a adus în Consiliul Județean. Acum, doamna, am înțeles că are probleme cu niște intermediari de mită pe la București. Dar, mă rog, se fac toate. Te uiți pe lista angajaților și observi, bă, naibii. Toți angajații de la centru respectiv ori au rudă în Consiliul Județean, ori au rudă prin primării, ori au cutare. Și întreb, bă, dar cum s-au făcut alea? A, s-a anunțat, zice, s-au pus, unde? La sediu. Care sediu, mâncați așa? Că tu n-aveai personalitate juridică. Și întreb și eu, cum e posibil? Domnul prefect, s-au construit o școală și o grădiniță, una în 15 ani și una în 20 de ani în Piatra Neamț. S-au construit, deși au fost etape succesive, fără gard și fără curte. Am întrebat, domnule, cum se poate așa ceva? Păi nu, că CNI-ul, că noi, că nu știu. Ok, s-au recepționat. N-a văzut nimeni că n-are gard? Adică am impresia că trăim într-o lume. Kafka era mic copil, Eugen Ionescu era scutece înflăcărat. Știți de unde pleacă marea majoritate a acestor probleme? De la pile, domnul profesor. De la pile. Pentru că dacă sunt pile, nu ai cum să le și interese. Nu ai cum să pile le și interese. Să facă. Pentru că tu dacă te duci să-i spui, auzi, ai greșit acolo, o să zică, dar stai că sun la șeful de la partid, stai că sun la domnul primar, stai că sun la președinte, stai. Și atunci nu ai nicio autoritate în fața lui. De aici pleacă problemele.
Până când nu se elimină aceste probleme, până când nu dispare un pic lăcomia în unele situații, nu o să avem cum să facem treabă de calitate. Bun. Acum, dumneavoastră... Că nu răspunde nimeni. Asta e problema. Asta e problema. Se toacă bani. Că eu de asta am zis că vă uitați foarte mult în primăria pe acasă, dar uitați-vă un pic și în clădirea aia în care locuiți. Eu sunt curios, domne. Cum se cheamă aia? ADI? Salvați căței? De companie? Sau cum se cheamă? Aia, nu mai știu. Cu câinii, ceva de genul ăsta. Salvați animalele, așa. Dom'le, cum e posibil să dau salarii la o chestie și justificarea să fie conferințe, vizite și alte treburi? Mi se pare absurd și aberant. Nu vă cer o părere, că nu știu că nu puteți să vă exprimați. Nu pot să-mi exprim, dar n-am toate detaliile ca să am fie o părere conturată. Și în numărul trecut din Mesagerul, apropo de... am publicat un material, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți, se cheamă Cornul Abundenței pentru consilierii majorități. Cred că am văzut ceva în online. Online. Ca să parcurg. Și întreb și eu, cum este posibil să am 10, pe care îi știu eu, consilieri, care să aibă legături cu Consiliul Județean într-o formă sau alta? La partid e o greșeală, că ea nu pot vota. Și vă ridic o mănușă, așa, știți, ca în alea. Puneți pe un om să verifice, de exemplu, din acești 10 care sunt în material, câți dintre ei au votat hotărâri pentru DGASPC, de exemplu. Și dacă nu cumva, erau într-un conflict de interese, la unii și incompatibilitate chiar. Eu sunt curios, că eu am urmărit și o să pregătesc un material. Și întreb și eu, cui folosește lucrul ăsta? De ce este nevoie să punem consilier județean pe cineva care nu are un loc de muncă și după aceea îi oferim loc de muncă? Sau unul care are o afacere înfloritoare, brusc după ce ajunge consilier județean, ce domne, afacerea, dar eu trebuie să supraveghez bine societății de consilier județean, ia angajați-mă acolo. Unele dintre ele sunt niște proiecte, să spunem, de viață nefericite, dacă vreți părerea mea. Mi-a plăcut. Elegant. Asta mi-a plăcut. Asta mi-a plăcut. Da. Eu vorbesc de binele județului. Sunteți prim vicepreședinte la cel mai mare partid încă din județul Neamț. Nu încă prim vicepreședinte, încă cel mai mare partid. O să rămână încă cel așa mai mare partid. Eu sunt înainte de campanie, nu pot să spun sigur. Dom'le, faceți o listă de consilieri care să n-aibă nevoie de sinecuri din astea. Că dacă faceți aceeași listă, încă ăla devine de actualitate. Părerea mea. De asta vă spuneam și în startul acestei emisiuni că la echipa pe care o conturăm în Piatra Neamț, chiar zic eu că o să apărăm cu o garnitură de oameni serioși, în primul rând. Da. Haideți să vedem cum funcționează instituțional. Eu v-am întrebat de Piatra Neamț dacă aveți dialog. Relația cu primăriile în momentul ăsta. Aveți primării cu care nu se poate lucra? Nu. În general, relaționarea e una bună cu toate primăriile. Am încercat chiar să le vin și în ajutor pentru că e nevoie de absorpție de fonduri și cam toate unitățile administrativ-teritoriale au pe această zonă foarte multe proiecte și asta e un lucru bun pentru județul nostru și am încercat prin diverse metode și unul dintre ele este și acel grup de acțiune care îi poate ajuta în momentul când întâmpină dificultăți cu relaționarea pe această direcție cu deconcentratele, acolo unde au nevoie de avize sau unde consideră dânsii uneori că li se pun piedici sau frâni, să putem să-i ajutăm. N-am ținut cont nici de culoarea politică, nici de apartenența la un anumit grup politic
și toată lumea a avut ușa deschisă, cum de altfel, dacă o să analizați și sunt convins că ați făcut-o, ați văzut că și în momentul când am sancționat anumite derapaje ale lor, n-am ținut cont de partid, chiar dacă au fost situații din partidul din care fac și eu parte, nici n-am lungit termenele ca să-i favorizez pe unii sau pe alții, nici nu le-am tratat cu măsuri diferite, adică zic eu că a fost o colaborare bună, una echilibrată și normală, care să nu-i facă să-și mai reamintească de perioade din trecut. Bun. Acum, pe final, cireașa de pe tort sau gogoașa de pe, sau bomboana pe... Să sperăm că nu. Cireașa de pe tort, da. Ați deschis o discuție, poate nu direct, dar a fost speculată după aceea, cu privire la blaturi. Discuția dumneavoastră cu privire la blaturi a generat niște discuții privitoare la viața de partid, etc. S-a mai animat un pic. Exact. Da. Bun. Trecem peste ce va fi în viitor în Piatra Neamț, în Neamț. Nu cred că discutăm acum. Dar eu vă întreb așa. E valabilă discuția despre blaturi în condițiile în care aud tot mai multe discuții că două partide mari din România își împart candidaturile în orașe, în municipii și la județ? Păi scuzați-mă, mie ăsta mi se pare un blat instituționalizat. Trebuie să facem diferența între ceea ce se întâmplă atunci când vorbim de o alianță. Dar nu, care asta este nu, pe față și asumată. Stați un pic, alianța este pe față la nivel guvernamental. Și asumată. Nu s-a vorbit de candidaturi comune. Eu când am făcut referire la, și n-am spus cuvântul blaturi atunci, știu, a fost, am vorbit despre anumite înțelegeri sau conjuncturi, pentru că au fost și situații care conjunctural nu ne-am ajutat în ceea ce privește bătălia electorală și era vorba despre Piatra Neamț. Cred că de la sine vorbesc faptele și parcursul pe care l-a avut. Dar eu n-am contestat ce a spus dumneavoastră. Nu, dar eu vreau să explic ce am vrut să spun, pentru că unii n-au înțeles. Mie mi s-a părut că organizația municipală PSD Piatra Neamț putea mai mult, în primul rând. În al doilea rând, era necesar să se întâmple acest lucru, pentru că, privind din punct de vedere al populației care trăiește în Piatra Neamț, trebuie oferită o alternativă cetățenilor la ceea ce s-a întâmplat de mulți ani în oraș. Ori PSD are datoria aceasta să ofere această alternativă. Eu de ce vă întreb? Nu vă atrag nicio capcană. Ideea este așa. Eu, ca un observator din afară, aflu ieri seară că zice, uite care-i treaba, comasăm localele cu europarlamentarele, parlamentarele cu prezidențialele. Da, facem așa. La prezidențiale... Deocamdată speculăm, nu știm exact ce se va întâmpla. Că facem așa. La prezidențiale, noi. La primăria capitalei, noi sau voi, vedem cum negociem, da? Deci la Brașov luați voi, că noi n-avem, și ăla e de la USR, și la Bacău ori ne dați nouă totul și nu puneți candidat, ori vi-l luați voi pe ăla care e pe fund. Am mai auzit despre niște situații. Timișoara. Timișoara, Iași, cu tare. Astea sunt alea văzute, discutate. Dar dacă, pun și eu o întrebare apropo de... Da. Vine așa o mică directivă pe linii electrice de mare putere, așa, și se spune, bă băieți, uite care-i treaba. La Piatra Neamț faceți un pic de step. Adică ia nu mai puneți voi candidat la Neamț. La Piatra Neamț.
Și ce credeți, că dacă astăzi sunt nemulțumit de ce se întâmplă în Piatra Neamț, o să mă vedeți în campanie sau după, că o să susțin ce se întâmplă în Piatra Neamț? Nu, dar eu vă întreb, dacă vine de la București, sunteți șef organizației și vă cheamă într-o discuție informală, zice, uite care-i treaba, din rațiuni care țin de viitoarea colaborare la guvern, voi mergeți la Roman și noi nu punem, pe domnul Eureanu îl punem ministrul apărării, nu-l mai punem șeful Comisiei de Apărare, punem ministrul apărării. Și deci noi o să... Așa ca pe vremea doamnei Udrea. Da. Așa. Dar în schimb, la Piatra facem... Domnul Carabela merge înainte. Veți fi disciplinat? Ce pot să vă răspund? Da, nu m-am născut președinte de organizație municipală. Nu trebuie să rămână. Am înțeles. Am înțeles. Asta apropo de, că pornind de la discuția aia de atunci, s-ar putea să avem multe surprize de genul ăsta când două partide mari, unul mai mare și unul mai mic, vor să colaboreze cu orice preț. Și când se pune problema, domne, vin noi aia extremiștri, vin aia, au... Kalashnikov-e, au nu știu ce, tot, ne pune pe toți la zid. Deci, nu sunteți președinte pe viață la PSD. Nu sunt președinte pe viață. Încheiem cu acest... Iar în ceea ce privește modul în care, știți că vorbeam la începutul emisiunii despre ideologii, eu sincer nu cred că sunt extremiști la noi, în, cel puțin în județ, dacă nu nici în România. Ca un curent așa mare, că or fi câțiva nebuni pe izolație, altă discuție. Eu cred totuși că la București, deocamdată vorbim despre niște ipoteze, despre niște speculații, dar cred că se analizează cu maturitate ceea ce se întâmplă în teritoriu. Și asta sper. Să vedem. Așteptăm. Oricum nu o să mă vedeți vreodată în nicio situație, nu doar că vorbim despre asta concretă cu ceea ce se întâmplă în Piatra Neamț, cam să mă schimb de pe o zi pe alta, adică astăzi să nu susțin ceea ce se întâmplă pentru că e evident și de mâine să apar la braț cu vreun candidat pe care să-l ridic în slăvi uitând ce s-a întâmplat cu o zi înainte. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Vreau să fac câteva precizări la final, pentru că au fost probleme. Noi am înregistrat emisiunea toată, ea este în direct acum, dar o să mai dăm emisiunea încă o dată, alegem niște ore ca să putem face. Eu îmi cer scuze, dar se mai întâmplă când lucrez pe aceste prea frumoase și curate rețele de socializare. Domnul Adrian Niță, prefectul județului Neamț, președintele organizației PSD Piatra Neamț și prim vicepreședinte la județ. Cele bune, numai bine! Mulțumim! Asemenea și dumneavoastră!